un cap de premier servit, un cap de premier pe tavă. Premierul servit este cel cunoscut de foarte mult timp, preferința lui Klaus Iohannis, generalul cu 4 stele, Nicolae Ciucă. Orice altă discuție e inutilă. Ciucă va fi premierul. Premierul cu capul pe tavă este Florin Câțu, cel care și-a băut cafeaua de unul singur în timpul negocierilor pentru viitorul guvern. Ciucă e, va fi premier, iar Câțu e pe ducă. Nu numai în calitatea sa de premier, este scos din joc, a fost scos din joc într-un moment esențial, cel al formării unei noi majorități. Deci el, de fapt, nu mai este sub nicio formă, nici măcar numărul 3 în PNL. Numărul 1 e Klaus Iohannis, numărul 2 e Ciucă, iar numărul 3 probabil că e Rareș Bogdan, care alături de Ciucă conduce negocierile.